Neuropatia este acea afecțiune a nervilor periferici, respectiv a acelor nervi care nu se găsesc nici la nivelul craniului, nici la nivelul măduvei spinării, deoarece sunt nervi periferici. Ei preiau informația din periferie și o vor duce către cortex unde va fi integrată. De obicei, neuropatiile cuprind mai mulți nervi și de aceea se numesc polineuropatii. Este termenul cel mai frecvent folosit. Există și varianta atunci când este afectat un singur nerv și atunci se numește mononeuropatie. Este o variantă mai rară, dar există și o aflăm, de exemplu, în sindromul de tunel carpian, atunci când avem un singur nerv care este prins într-un entrapment la nivelul canalului carpian sau, de exemplu, printr-un traumatism care afectează un singur nerv. Dar, în principiu, atunci când ne referim la neuropatii, de obicei înțelegem că este vorba despre polineuropatii și sunt afectați mai mulți nervi. Dacă ne gândim ce nervi sunt afectați, atunci există posibilitatea să fie componenta senzitivă a nervului și atunci vorbim, în principiu, despre polineuropatiile senzitive sau partea motorie a nervului și sunt polineuropatii motorii, chiar pot fi și mixte, senzitivo-motorii, sau există și această variantă, nu atât de rară pe cât credem, de afectarea nervilor autonomi sau vegetativi, acești nervi care sunt implicați în reglarea pulsului, în reglarea tensiunii arteriale, în problemele vezicale sau de digestie. Avem poate și peste 100 de tipuri de polineuropatii și cauzele sunt de altfel foarte diverse. Cea mai cunoscută cauză de apariție acestor afecțiuni este diabetul zaharat. Așa cum toată lumea știe, majoritatea pacienților care suferă de diabet, la un moment dat, pe parcursul acestei afecțiuni, vor dezvolta o polineuropatie diabetică. Dar iată că sunt și alte afecțiuni care determină polineuropatii, precum, de exemplu, bolile autoimune, cum ar fi sindromul Sjögren sau poliartrita reumatoidă sau alte boli autoimune care generează fenomenul de polineuropatie. De asemenea, există și varianta nefericită în care există posibilitatea să ne naștem cu o tulburare genetică, în urma căreia se va dezvolta în timp o polineuropatie, cum ar fi boala Charcot-Marie-Tooth sau ataxia Friedreich sau alte neuropatii genetice. Iată cauze mai rare, dar ele există. O altă cauză poate să fie reprezentată de tumori. Tumorile pot genera polineuropatie fie printr-un mecanism de autoimun, adică cancerul determină o modificare în sistemul nostru imun care va genera acel tip de polineuropatie care se cheamă polineuropatia paraneoplazică. De asemenea, poate să aibă și un mecanism direct, de exemplu, un nerv trece printr-o tumoră sau este înglobat într-o tumoră sau tumora însă își va comprima un nerv și atunci vom avea o mononeuropatie. O cauză des întâlnită și deloc de neglijat este consumul excesiv de alcool. Pacienții care consumă alcool, iată, sunt expuși și riscului de a dezvolta o polineuropatie care este progresivă și cu manifestări destul de neplăcute pentru pacient. Iarăși o altă cauză frecvent întâlnită este reprezentată de carențele de vitamine, în special cele din grupul de tip B, B1, B6, B12, acidul folic, vitamina D, iarăși carența acestor vitamine poate determina apariția unei polineuropatii. Mai avem o altă cauză reprezentată de intoxicații și în special medicamentoase. Din nefericire, chimioterapia, deși își aduce aportul benefic la pacienții care au cancer, poate da și face destul de frecvent acest lucru, dă efecte adverse de tipul polineuropatiei. Acest tip de polineuropatie beneficiază de tratament, dar ea nu se va remite complet la finalizarea curei de chimioterapie, ci parțial. Și infecțiile pot sta la baza acestei boli. Dacă ne referim la infecțiile virale cu Epstein-Barr sau cu zoster sau cu hepatite, HIV și, foarte important, și coronavirus. Toată pandemia am avut numeroase cazuri de persoane tinere care au suferit acest fenomen de polineuropatie în urma infecției cu coronavirus, cu fenomene persistente care au durat poate și un an și care au mers destul de greu la tratament.
Dacă polineuropatia afectează nervii senzitivi, atunci vom avea manifestări în special din sfera senzitivă, respectiv paresteziile, care ele au un caracter de amorțeală sau sunt furnicuțe, înțepături, așa cum descrie un pacient căruia s-a dezmorțit o mână după ce a stat într-o poziție vicioasă mai mult timp și simte acele înțepături, nu extrem de dureroase, dar persistente. Și pacienții descriu astfel de senzații, de înțepături, de furnicuțe care se plimbă prin piele. Ele sunt foarte deranjante, pentru că de obicei apar noaptea și nu lasă pacientul să doarmă și iată se creează un cerc vicios, dat de insomnie până la o adevărată depresie. Nu este doar atât, se poate întâmpla să aibă dureri severe în musculatură, sub formă de junghiuri, de crampe, de cârcei, care iarăși sunt fenomene neplăcute. Dacă ne referim la partea motorie, iată că pacienții pot prezenta progresiv o tulburare la mers, o tulburare de echilibru cu slăbiciune musculară, care poate duce, da, până la apareze. Dacă vorbim de afectarea nervilor vegetative, atunci putem avea niște stări de rău inexplicabile, care să se manifeste printr-un salt brusc de tensiune sau transpirații inexplicabile, nu este nici prea cald, pacientul nu are altă afecțiune, sau tahicardie,